Echipele serviciului voluntar pentru situații de urgență au avut de furcă săptămâna trecută cu mai mulți stâlpi care au căzut la pământ, îngreunând circulația rutieră sau cea a pietonilor. Alte intervenții au ieșit din tipar, în sensul că echipele au salvat și o pisică dintr-o țeavă de aerisire. În data de 25 februarie s-a intervenit de asemenea pentru degajarea unui stâlp de telefonie prăbușit la intersecția SC străzii Smârdan cu Ștefan cel Mare, aparținând de asemenea Telecom. Aceasta este zona de intervenție, s-a intervenit, s-a rezolvat problema, s-a curățit, igienizat locul, toate problemele au fost îndepărtate. De asemenea, data de 26 februarie a intervenit pentru deblocarea unei pisici sărăcuța care a intrat într-o țeavă de aerisire din Smirodava. În data de 28 februarie, cu ocazia Zilei Protecției Civile, Serviciul Voluntar a desfășurat o campanie de prevenire a situației de urgență în municipiu. În cadrul acțiunii au fost distribuit un număr de 2000 de pliante de prevenire a situațiilor de urgență și au fost purtate discuții cu cetățenii. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Roman a intervenit și pentru doborârea a doi arbori care puneau în pericol circulația pietonilor și a mașinilor de pe strada Dr. Koch, la numărul 11, dar și a încă doi arbori care puneau în pericol circulația pietonilor pe bulevardul Roman Mușat în fața blocului numărul 35.